seara și bine ați revenit la un nou episod pe canalul Grădina lui Dan. În acest episod vreau să vă prezint materialele pe care le folosesc la producerea răsadului de legume. După cum v-am spus într-unul din episoadele trecute, principala mea pasiune și principala activitate pe care o desfășor acasă în timpul liber este producerea răsadului de legume. Tot ce v-am prezentat până acum cu florile sunt lucruri care le-am învățat singur în ultimii 10 ani. Le-am luat ca pe o provocare care după ani și ani a ajuns la un nivel de producție, ca să zic așa. Mi-a plăcut foarte mult și am continuat și am ajuns să fiu producător și de răsaduri de flori și flori. Dar foarte puține comparativ cu răsadurile de legume. Acum vreau să vă prezint, pentru că deja suntem la sfârșitul lunii noiembrie, materialele care îmi trebuiesc mie pentru producerea răsadului. Aceste materiale sunt foarte accesibile pentru oricine care vrea să-și producă singur răsadurile, ca să nu mai avem probleme de felul eu am vrut să pun un anumit soi și a ieșit altceva, sau am fost păcălit, nu mi s-a dat ardeiul pe care îl vroiam. Mai ales când vine vorba de hibrizi. Hibrizii sunt semințe foarte scumpe și bineînțeles că și prețul răsadului este mai mare. Și nu vrem să plătim un preț mare pentru un fir de roșie hibrid și să primim un fir de roșie, eu nu știu ce soi, de urzicuță sau altceva. De această cauză, în episoadele care urmează, vreau să încerc să vă ajut așa cum pot eu, așa cum știu eu, să vă produceți și dumneavoastră singur răsadurile acasă. Nu este foarte greu, cu un minim de materiale puteți să reușiți și dumneavoastră. Într-un episod viitor o să vă arăt cum să construim o răsadniță în solar, că sunt convins că mulți dintre dumneavoastră aveți solare. Pentru casă, nu știu, de 50, 60, 100 de metri pătrați. Și este păcat dacă dumneavoastră aveți solare să nu vă produceți singur răsadurile. Răsadurile acelea timpurii de primăvară trebuie semănate undeva la începutul lunii ianuarie. Din această cauză ne trebuie obligatoriu un solar, pentru că după ce germinează semințele au nevoie de lumină pentru o bună dezvoltare. Dacă nu avem solar, ținute în casă, nu știu, pe pervazurile geamurilor, unde temperatura este mare, adică o temperatură peste 20 de grade la un răsad în creștere este foarte mare, ne trebuie solar. Eu în continuare o să vă prezint rând pe rând toate materialele. Am adus aici și materialele pe care le folosesc la flori, adică ghivecele pe care le folosesc. Să vi le prezint și pe acelea, pentru că tot v-am zăpăcit cu pahare de 13, pahare de 17, pahare de 22. Și m-am gândit că ar fi bine să vi le prezint pe toate, să puteți să faceți diferența între ele. Începem cu alveolele pentru semănat răsaduri. Am aici alveole de 288 de celule și de 200 de celule. Este foarte bine să folosim acest tip de alveole cu foarte multe celule, pentru că în momentul în care semănăm sămânța individual într-o celulă, deci fiecare sămânță într-o gaură, acea sămânță are toate condițiile de care are nevoie ca să se dezvolte cum trebuie, să aibă un spațiu suficient pentru rădăcină până la momentul repicării, și în momentul repicării planta o să aibă toată rădăcina, nu pierde absolut nimic din ea, pentru că nu este încurcată cu rădăcina la un alt fir. Deci eu pentru semănatul răsadurilor, pentru semănatul semințelor, folosesc aceste două tipuri de alveole. Alveola de 288 de celule și 200 de celule. Sunt anumite plante pe care le semăn și în alveole de 104 celule. La momentul respectiv o să vă spun exact, o să vă arăt exact care sunt acele plante și cum le semăn în aceste alveole. După ce răsadul ajunge la maturitatea de repicat, eu folosesc acest tip de celule pentru repicat. La ardei, deci numai la ardei, folosesc alveola de 70 de celule pe care o am aici. La vinete
folosesc alveola de 45 de celule și la roșii, castraveți, dovlecei, folosesc alveolele de 32 de celule. Trebuie să facem aceste diferențieri la alveolele de replicat pentru că plantele se dezvoltă diferit și în funcție de dezvoltarea, cât de rapid este dezvoltarea ei, trebuie să aibă un spațiu mai mare la nivelul rădăcinii. Pentru semănat, ca substrat, eu folosesc turba Fekila. Nu știu cât de bine se vede la cameră, pentru că din nou sunt singur. Deci această turbă Fekila se găsește la sanci de 100 de litri, lucru care este foarte bun, pentru că într-o grădină normală nu ne-ar trebui mai mult de, nu știu să zic, de 500 de fire de răsad. 500 de fire, luând în calcul și, eu știu, țelina, să facem câteva cuburi de pătrunjel, câteva cuburi de leuștean. Și acești 100 de litri ne-ar ajunge pentru un număr de 500 de fire de răsad de la început până la sfârșit, adică de la semănat, inclusiv repicat. Nu de multe ori, nu de puține ori și eu am repicat răsadurile în aceeași turbă în care am semănat. Eu, pentru că lucrez mai profesionist, ca să zic așa, și am puțin experiență, cel puțin la mine în curte, eu sunt șeful, eu comand, eu execut, adică nu mă contrazice nimeni. Pentru repicat, eu o să folosesc turba TS3 Klausmann, care are o granulație mai mare și în speță e mai bună pentru plantele după repicare. Bun, acum ca să trecem la flori, să vă arăt câteva din paharele pe care le folosesc la răsadurile de flori. Acestea sunt paharele de 7x7x8. Acestea sunt paharele de 7x7x8, după cum vedeți, pahare de producție cu foarte multe găuri de drenaj. Acestea le folosesc la petunii, deci semăn petuniile în alveolele de 200 de celule și după care le repic în paharele acestea. La panselute, după cum ați văzut, la năsturei și mai sunt și alte plante pe care o să le arăt în viitorul apropiat, folosesc paharele de 10,5. Divecele de 10,5, divece de producție. Pentru mușcate, după cum ați văzut, eu fac ceva gen răsad de mușcate, pentru că o mușcată nu ajunge la maturitatea ei de dezvoltare într-un astfel de ghiveci. Folosesc paharele de 13 cm, după cum se vede tot un ghiveci de producție. V-am mai spus că ghivecele de producție se diferențiază prin aceste găuri de drenaj care sunt foarte multe. Pentru mușcatele mature, mușcatele mai mari, v-am arătat și eu am câteva sute de ghivece cu mușcate la ora actuală în aceste ghivece. Acestea sunt ghivece suspendate. Acesta are diametru de 22 de cm și acesta are diametru de 19 cm. Mai sunt și alte diametre mai mari pe care eu nu le folosesc din cauza spațiului. Sunt cu diametru de 25 de cm, 27 și cred că și 29 de cm, adică niște ghivece foarte mari în care o plantă poate să ajungă la o dimensiune frumoasă și o dezvoltare armonioasă. Vă dați seama că cu cât are mai mult spațiu la rădăcină, rădăcina o să dezvolte mai mult, planta o să crească mai mare și bineînțeles suprafața de înflorire o să fie și mai mare. Acestea sunt suporții pentru aceste ghiveci. Eu așa le primesc separat. Acum, avem ghivecele de producție de 17 cm. Aici am ghivece de producție de 17 cm. După cum vedeți, am 3 culori. Deja am toate culorile, cred, care se produc la acest producător. Încerc să diferențiez plantele și prin culoarea ghivecelor. Din această cauză am luat culori diferite. Nu reușesc tot timpul pentru că
se termină ghivecele și deja trebuie să pun alte plante să le, să le repic, să le mut și până primesc ghivecele, mai pun și în, în altă culoare. Acestea sunt ustensilele cu care eu fac cald în solare iarna. Acest tip de arzătoare îl folosesc când, atenție, temperaturile sunt mai mici de minus 10 grade. Eu până la minus 10 grade îmi protejez toate plantele, după cum v-am arătat, cu agril. Acest agril îl găsim în role de genul acesta, îl lungim de 100 de metri și lățim diferite. Lățimele, nu știu, sunt de la 1,60 m lățime, cred că ajunge undeva și la 9 metri. Deci sunt foarte multe dimensiuni pe care putem să-l găsim. Și în funcție de lățimea care ne trebuie, ne achiziționăm și acest agril. Eu cumpăr cu rola, pentru că o folosesc foarte mult. Dar și dumneavoastră puteți să vă achiziționați o rolă de agril la o dimensiune, nu știu, vă orientați cam ce dimensiune vă trebuie pentru a acoperi plantele, pe care o punem în mai multe straturi. Deci eu pe paturile pe care vi le-am arătat în solar am acum la ora actuală câte 3 straturi de agril la fiecare manivel. Adică am acel sistem cu manivelă cu care închid și deschid agrilul. Peste acele straturi, în caz că temperaturile depășesc minus 7, minus 8 grade, mai vin cu alte straturi pe care le așez manual, ca să zic așa, le întind pur și simplu seara și dimineața le strâng. Fac aceste lucruri din cauza faptului că ar însemna un consum foarte mare de energie să țin focurile aprinse de la începutul sezonului până la sfârșitul sezonului, pentru că deja în decembrie avem temperaturi negative noaptea și plantele nu ar rezista. Acest agril îmi rezolvă mie foarte multe probleme, după cum v-am arătat și în episoadele trecute, putem să-l folosim în mai multe scopuri. Am îmbrăcat smochinul, am îmbrăcat trandafirii cu acest agril, îmi protejez plantele la ghiveci iarna. După cum o să vedeți, o să-l folosesc și la răsadnița de care v-am spus că o să o construim împreună. Răsadnița la care o să folosesc aceste materiale, pe care le-am aici în această cutie. Deci, o să fie o răsadniță, gen cum aveau părinții noștri, bunicii noștri. Eu țin minte la bunicii mei că aveau o răsadniță. Ce înseamnă răsadniță? O ramă de lemn cu un capac care îl închidea și îl deschidea, cu o folie deasupra. Și acea ramă de lemn o așeza pe un pat de gunoi de grajd crud. Acel gunoi de grajd știe toată lumea că degajă o căldură. La acea ramă puneau pământ cernut, amestecat cu nisip, unde semănau semințele. Gunoiul de graj degaja o căldură, nu știu, primele 2-3 săptămâni, exact cât aveau nevoie ca semințele ca să germineze, după care treptat se răcea și scădea temperatura și bineînțeles că răsadurile creșteau armonios. Exact cum am spus eu, dacă țin un fir de răsad într-o temperatură constantă de 20-23 de grade cât avem în case, acela nu ar avea o dezvoltare armonioasă. Acum, cu ajutorul tehnologiei, pentru că gunoi de graj, sincer să fiu, la mine în zonă nu mai găsesc, am tot căutat pentru diferite amestecuri și nu mai găsesc, și după cum v-am spus, acum cu ajutorul tehnologiei putem să imităm identic acele răsadnițe, mult mai eficiente, pentru că avem și un control al temperaturii foarte, foarte bun. Aceasta este o rezistență electrică pe care o să vă arăt cum o punem în acea ramă, cum construiesc acea răsadniță și o să întind această rezistență în acea răsadniță, să obținem un spațiu de germinare și un spațiu de repicare. Deci eu vreau să construiesc o răsadniță de 6-7 metri pătrați, în care să produc între 5 și 700 de fire de răsad, exact atâtea fire de cât ar avea nevoie o grădină cam generoasă, zic eu, dar mi se pare mie că așa ar fi normal o grădină să aibă
acest număr de răsaduri în ea. Această rezistență este controlată de acest aparat. Bineînțeles, o să conectăm acele fire la acest aparat, care este prevăzut cu un termostat de temperatură. Deci reglăm temperatura la grad, la câte grade vrem noi. Se bagă în priză și are o sondă de temperatură pe care o să o introducem în răsadniță să ne oprească rezistența când ajunge la temperatura pe care o setăm. Mulți dintre dumneavoastră deja se gândesc că, mamă, să vezi consum, să vezi factură la curent. Nu, nu este adevărat. La momentul respectiv, când o să construim acea răsadniță, o să vă fac și un calcul exact să vedeți cam cât o să consume această rezistență. Pentru că ea nu o să meargă în continuu. Din această cauză trebuie să folosim acest termostat ca să o oprească și să o pornească exact când trebuie. Pentru că dacă nu s-ar opri când trebuie și temperatura ar fi necontrolată, nici semințele nu ar germina. Nu putem să germinăm o sămânță la o temperatură de peste 30 de grade și chiar dacă germinează, acel răsad nu o să aibă o creștere armonioasă. Cam atât am avut să vă spun în ceea ce privește materialele. Acum cel mai important lucru în producerea răsadurilor sunt semințele, după cum bine știți. Privința semințelor trebuie să avem foarte mare grijă de unde procurăm, în primul rând, pentru că ca în cazul la orice lucru bun, orice lucru valoros, există și imitații, chinezării, și trebuie să le cumpărăm dintr-o sursă foarte sigură, de la magazine specializate care se ocupă cu comercializarea acestor semințe. Bineînțeles, trebuie să avem cu grijă și la tipul de sau soiul, la hibridul pe care îl folosim, pentru că trebuie să fie cât de cât bun, ca să zic așa, să avem un feedback bun la acele plante. O să vă las un link în descriere cu adresa magazinului de unde eu îmi procur toate aceste materiale. Poate printre dumneavoastră sunt persoane interesate să folosească aceste materiale. Și până data viitoare nu îmi rămâne decât să vă spun o seară plăcută. Și vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube, unde o să aflați lucruri despre grădina mea. O seară bună să aveți!